Cine nu-și dorește un zâmbet alb strălucitor ca al vedetelor de la Hollywood, mai ales Alina, căreia îi place foarte mult să zâmbească. Bună! Eu sunt Alina, îmi pare bine să te cunosc. Și îmi pare bine. Bine ai venit la Nomaz Velo. Mă bucur că te cunosc și am venit să mă ajuți să am un zâmbet mult mai frumos și niște dinți mult mai albi. Ai venit exact unde trebuie. O să facem un tratament de albie dentară, unde vom folosi un gel bio, care nu-ți va afecta smalțul dinților și care nu-ți va sensibiliza dinții. Super, sunt super încântată și abia aștept să văd ce va ieși. Vei vedea niște rezultate foarte bune. Vom stabili împreună nuanța de la care pornim, iar la sfârșitul tratamentului vom face același lucru ca să vedem nuanța la care am ajuns. În mod normal, dinții se albesc între 4 și 8 tonuri, da? Hai să... ok, te uiți și tu în oglindă și stabilim împreună. Ideea este să nu-ți vină buzele peste dinți, pentru că dacă o să ai buzele peste dinți... Haide, ca să încercăm. 20 de ienete? Da. Nu cred. Da. Încercăm. Haide. Deschidem un pic gura. O să-ți bag călușul. Așa, și mușcă din el. Perfect. Ok, bun. Este tot în regulă? Da. Este un tratament de albire bio. Este un gel pe bază de bicarbonat de sodiu, care nu atacă smalțul dinților și care chiar are efectul de a proteja dinții. Iar LED-ul este aparatul și tehnologia care activează această substanță, acest gel, și îl face să acționeze în profunzime. Imediat. La mine. Așa. Asta o să ți-l scot. Și acum o să te rog să vii aici, la chiuvetă. Tratamentul complet este de 3 ședințe, câte 20 de minute, și practic a fost împărțit în aceste 3 ședințe, deoarece buzele și gura amorțesc în momentul în care stai cu călușul în gură și cu gutiera, și atunci lăsăm clienții să se dezmorțească și am împărțit tratamentul, care în mod normal durează oră, în 3 ședințe, câte 20 de minute. Trebuie să nu mai am gel deloc pe dinți sau doar clătesc așa gura? Oh, wow! Nu, tu n-ai voie să te uiți în oglindă, o să te uiți la sfârșit, ți s-au albit foarte frumos, dar mai ai încă 2 ședințe. E puțin incomod că eu am încercat pe cât posibil să țin cât mai mult strâns, dar mă dorm mazelele. Știu. Asta e incomod. Da. Asta e de la poziția pe care mai un pic amorsești, dar când o să vezi rezultatul final, crede-mă că merită orice sacrificiu. Altfel, ai avut vreo senzație? Nu, absolut nicio senzație. Ceva? Nu, nici de cum. Nu am avut absolut nicio problemă. Într-adevăr, a fost puțin incomod din cauza gutierei, dar nu pot spune că m-a solicitat foarte mult sau... N-ar mai face această intervenție. Gata, poți să te uiți? Wow! Nu vine să cred. Uite cum erau înainte. Dinții mei? Wow, da, sunt super! Nu mă așteptam. A meritat. Au ieșit super, da! Nu pot să cred. Sigur nu sunt alți dinți? Nu, sunt dinții tăi și hai să ne uităm și cu câte tonuri ți s-au albit. A, acolo. Asta? Da. Deci. Wow! Am început la S18 și am terminat la S6. Super, mulțumesc, nu mă așteptam. În numai o oră? Da.
O să te rog să ai grijă să nu bei și să nu mănânci nimic timp de 2 ore, da, după ședință, și 2 zile, începând de astăzi, să nu bei și să nu mănânci colorat. De băut apă plată, da? Și poți să mănânci lactate, poți să mănânci paste, fără sosuri, evident, orez, fiert, doar 2 zile cât încă porii sunt deschiși, da? Apoi poți să revii la stilul de viață normal. Ca să-ți păstrezi nuanța de S6 pe care ai obținut-o cât mai mult timp, îți recomand să eviți cât de mult cafeaua, cola, vinul roșu, fumatul. Clar, nu poți să te ții departe de toate, dar cu cât ai o igienă orală mai bună, cu atât albul se va păstra mai mult timp. Sunt clienți care se îngrijesc în mod deosebit și sunt foarte atenți la aspectul fizic, iar zâmbetul chiar contează, adică degeaba părul este aranjat, sprâncenele sunt pensate, dacă în momentul în care zâmbești natura nu este îngrijită, farmecul dispare și atunci noi avem grijă să readucem zâmbetul pe chipul oamenilor. Sper că